Știu ce valoare am. Ideea, ipocrizia, falsa modestie n-am avut-o niciodată. Ai igomore? Da, cred că da. Cum îl controlezi? Greu. Deci de asta nu accept să fiu uh, umilit, nu accept uh, situații uh, care să, să mă deranjeze sub acest aspect. Uneori văd uh, cum cresc precum buruienile generațiile de idioți. Deci a trebuit de -a lungul anilor, și în anii 90, pe până în la începutul anilor 2000, răspundeam. Unii spuneau că sunt homosexual. Mă enervam. Le spuneam, Bă, băieți, sunt pregătiți să dau examen cu nevestele voastre. Bună seara! Suntem la podcastul lui Damian Drăghici ora 19, vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru mesaje toate mesajele pe care le primesc și vreau să vă spun din nou, dacă vreți să vă abonați sau abonează-te și dați share și ca de fiecare dată vă obișnuiesc să aduc oameni special și în această seară l-am invitat pe Adrian Năstase. Bună seara, Adrian! Bună seara! Bună seara, mă bucur să fim împreună din nou! Mulțumesc mult! Vreau să, întreb cu, să încep cu o întrebare pe care o pun tuturor invitațiilor mei. Și întrebarea este, cine ești, Adrian Anastase? Cred că în fiecare zi uh, sunt altul, uh, dar uh, mă întreb adeseori dacă mai bun, mai rău. Știu din ce în ce mai multe lucruri. Nu știu dacă asta ajută foarte tare, dar uh, mă simt bine Așa cum sunt, mă simt bine cu familia, mă simt bine cu ceea ce fac, sunt relaxat. Am încercat să diger toate experiențele, inclusiv pe cele neplăcute, și acum am o anumită serenitate care îmi permite să privesc peste nori. M-am propus în podcastul meu de astăzi să am o discuție cu tine cum sunt discuțiile la americani la la podcasturi despre orice ne vine la amândoi în momentul ăsta, adică despre existențialism, valori, principii, religie, orice. Și vreau să încep cu prima întrebare: cum era în copilărie? Bun, eu am trăit primii ani în Colentina. Într-o zonă a noastră. Destul de da, agitată, da. ca să nu spun altfel. Dar este adevărat că stăteam într-o zonă des mai liniștită și cu părinții mei, sau mai curând mama mea, încercând să mă protejeze și să nu mă lase să ies din. Curtea aceea mică pe care o aveam noi acolo era o casă din parter, era o casă... Bun, Și uh, mă aduc aminte că priveam uneori uh, peste gard uh, și încercam să înțeleg ce se întâmplă afară. Pe urmă am început să ies pe stradă, am ajuns la jucam fotbal undeva în apropiere, am început să mă bat cu unii și cu alții pe străzi, să vin julit acasă, să... au uh, am caminte, m-am supărat foarte tare, aveam un câine și l-au prins pe stradă, a ieșit pe stradă și niște tipi i-au pus o uh, cutie din asta de conserve goală pe, de coadă și... Mă -am aduc aminte, Că am intrat în curte, am luat o cărămidă. Știu, și Umblam pe acolo să-l găsesc pe tipul ăla care a făcut mizeria asta. Și e o amintire intensă. intensă. pentru că îmi dau seama că am și o anumită zonă de violență, un anumit. Mai, mai ales ai copilărit acolo. Era normal. Zona era recunoscută în vremea Absolut. De da? Exact. Și. Atunci am descoperit ce înseamnă când cineva te urmărește, îți vorbește urât, chiar dacă ești îmbrăcat în costum și cu cravată, și dacă te întorci și tragi în jurătură, rezolvi lucrurile pentru că poți să șochezi printr-un alt tip de condită decât cel la care se așteaptă cei din exact. Joc. Da, sigur, încerc să nu să nu repet prea des lucrurile astea. Nu, dar, dar, dar e frumos să aduci în evidență faptul că erau unele zone ale Bucureștiului care scotea ceva de tine, diferit decât în alte zone. Absolut. Că nu era primăverii sau doroban, sau... Absolut. Deci, uh, uh, mi-aduc aminte de, de unele dintre, de multe dintre lucrurile de acolo și uh, de faptul că aveam în curte doi cireși și menși și uh, vara... Mă urcam în cireșul ăla și, și părinții mei mă lăsau să merg în obor și să vând cireșe și banii să iau eu. Asta era din poveste. asta era Dilu. Dar era un cireș care avea nu știu cât 20 de metri, imens. Și era o întreagă poveste să, să strâng cireșe cu sora mea, e adevărat. Și am mers, mergeam și, și da. le vedeam în, în obor. Nu era foarte departe. Da, da, da. Ubor, trei și, minute. Da. Și amintirea... Pe urmă, sigur, am început să merg la, la școală în centru. Mergeam... Am mers și am... Deci prima clasă am făcut-o acolo în Colentina. Pe urmă, am început să merg la școala Vasile Alexandrii, se numea, în curtea catedralei Sfântul Iosif. Da, da, da. Presupun că te-au scos de acolo ca să nu fii iarăși în... Exact. A fost o operație, o extracție. Da, 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 da. Și pe urmă am continuat la liceul la Sfântul Sava, care era alături de, de catedrală și îmi aduc aminte cum mergeam cu tramvaiul 1 sau 21. Exact. Da, și pe urmă cu un autobuz pe care îl luam până la școală. Și făceam drumul ăsta Destul de, destul de complicat. Da, pentru era complicat, sau da. Sau 1, 16 sau 21 sau. Exact, da, toată zona. O știi. E normal, da, pe acolo da. am copilat și eu. Da. Eu, la, la melodia. la... Da? Și, uh -huh. și am născut pe pârgari, în spate, da. pe acolo, da. tot pe viitorul. Lui. Deci... Aceeași uh... zonă, Tei, Colentina. Da. O zonă mai specială. Agresivă. Da. <laughs> Agresivă, da? Și cu... Da. Și cu poveștile lor, că adică, da. pe vremea aia, au ieșit acolo mulți artiști, mulți muzicieni. Mulți da. să folosesc un termen, că suntem la podcast, suntem ok, mulți șmecheri, mă refer la da. cum era pe timpul ăla. Era acolo unde era strada cea mai frumoasă, Kent, unde se vindea da, țigări da. pe timpul lui Ceaușescu. Erau și partea aceea și doamna Ghica doamna în Ghica. spate. exact. Adică a avea cumva niște, niște lucruri speciale în zona noastră. Acolo, casa asta era o pesuță, sfârșit, frumoasă, așa, avea patru camere, nu era foarte mare, era uh, o moștenire a tatălui meu, de la părinții lui, care o cumpărase acolo, însă uh, prin 1950, cred, uh, 49, 50, da, atunci era. Uh, au, au venit un tip uh, de la partid sau de la securitate și uh, tatăl meu era plecat. Și a venit și a spus uh, eu iau casa asta. <laughs> și mama mea era însărcinată cu mine, deci era 49-50, și uh, uh, a dat-o afară din casă și pe urmă ne-am mutat pe strada, pe uh, 10 MS, undeva pe da, da, da. Făișorul de Foc, și uh, am stat uh, într-o cameră, două camere, așa o vreme, iar mi-aduc aminte o anumită nostalgie, o vreme până, după aceea iar ne-am întors, am reușit să recuperăm casa, tatăl meu a reușit pentru că fost un abuz da, cum era ala, ala, prin, da. Dar am stat în, într-o casă a unui tip extraordinar, generalul Marcu. Tatăl meu beneficiase de o bursă pe care generalul Marcu, un nerou din, din armata veche, o dădea șefului de promoție, celui care era primul în clasă, la liceul Mănăstirea de Alu. Wow. Și cum tatăl meu a terminat șef de promoție, a fost primul în fiecare an de, de studii acolo, când a avut problemele astea, a mers acolo și mi-aduc aminte de, de câțiva ani petrecuți, petrecuți în, într-o curte așa interioară, în care admirația mea era atunci pentru o mașină care era o pobedă. O pobedă, bă, da, da. Deci, Vine acum când vorbesc da, cu tine, da, da, vin da. în minte amintiri, m-ai întrebat de lucrurile astea, de obicei nu... Nu stau să, să mi le aduc aminte așa pe toate, dar... Și după aia v-ați mutat înapoi în Colentina. am mutat acolo în și... În zona cu probleme. În zona cu probleme. După aceea, tatăl meu, care era secretar uh -huh. al Academiei, în vremea respectivă, a obținut un apartament într-un bloc foarte frumos, în zona Moșilor, deci mai sus, da, da, da. acolo. Era... Da tot acolo cum ar fi? Da, dar da, mult mai sus, Mul spre mai... Republici. Okay, spre... da, okay. Era un bloc și acolo, în blocul acela nou, al Academiei și al Fundației Elias, cred că era, am, am stat am stat câțiva ani. După care, iar ne-au dat afară de acolo că Academia, sau mai bine zis, au hotărât să dea blocul acela pentru diplomați străini ne-am mutat în dorobanți. O întreagă poveste. Apropo, deci formula cu năsase patru case este absolut incorrectă, <laughs> pentru că am stat în mult mai multe case de-a lungul anilor, așa, dacă le-am numărat. Chiar mai multe case decât Iohannis. Cum erai? Uh. ai Adică erai zburdalnic? Făceai prostii? Nu prea. Pentru că, adică nu foarte tare. Din când în când. Dar Practic, aici influența mamei mele, care era extrem de pașnică, ea fiind jumătate nemțaică, austriacă, de fapt, mama ei era din, din, Bucovina și de aici și felul în care arăta mama mea cu ochi albaștri, superbă, una dintre cele mai frumoase femei pe care le-am le știut. Și faptul că Andrei are ochi albaștri, moșteniți probabil tot da, pe filiera da, da. asta și băieții lui au amândoi au ochi albaștri și tot genul asta probabil că. Deci, mi-aduc... Ca... Ea era mult mai liniștită și încerca să mă protejeze și să nu mă lase să fac prea multe prostii, să nu ies prea mult în. Dar... mai Dai, cum? sunt adică... Da. S -a S -a ne bus, de bus, bus, să ne bună purtare. Trebuie bus, să facem în copilărie. Am văzut de multe lucruri și tot felul de, de povești. Am încercat să fac... Am demontat un televizor. Era o poveste... Deci pe vremea aia... Nu, nu erau... Asta era prin 58-59. Am vrut să fac un televizor mai mare. Și am scos <coughs> lămpile din televizor și le-am montat pe, pe pe peretele unei magazii de lemne legând uh, cu fire uh, lămpile respective, fără niciun rezultat, evident, dar părinții mei nu s-au bucurat foarte tare. Avea o viziune mare, totuși, da. e bine. Și, uh, sigur, mi-aduc aminte cum spărgeam lemne. Era acolo... Și cum veneau lemnele. Cum și mi-aduc aminte, exact, da. cum veneau lemnele cu da, da, camionul da, și veneau... Exact, și trebuia și să cărbunii. le pui în magazie, exact, da, asta da, vorbeam da. de magazia asta. Și spărgeam uh, lemne, uneori cu mama mea, sau cu tatăl meu. Și să iarna, în magazin, să le ajungem în le casă. Și, da. și pe urmă, să ții focul dimineața. Asta s-a întâmplat și mai târziu, pentru că în, mai târziu era, uh, Andrei era mic, uh, deci una dintre casele de, de mai târziu era undeva lângă televiziune. O casă din asta de funcționar din perioada interbelică destul de prăpădită, dar... Uh, și avea încălzirea cu gaze la sobă. Dar gazele nu prea era stricat, erau nu și, prea și prea era, puneam un grătar peste, peste arzătorul ăla și puneam lemne. Și trebuia să ne scunăm dimineața, să, curându soția mea și cu mine, ca să încălzim casa pentru copil. E ciudat că ai spus asta cu, cu lemnele, Stau acum și mă gândesc că suntem toți stresați. S-ar putea să revenim uh, da, la, da, la exact. povestea asta, Da, Suntem stresați, nu avem timp, nu nimic. Da. Și eu țin minte și la, la bunica mea care m-a crescut. Și acum când stai și te gândești, era, era un întreg ritual. Adică știai că trebuie să vină lemnele în octombrie, trebuia să vină, da. tata lua butoaie de varză, fasole, cartofi pentru iarnă. Adică era un întreg... Circuitul de pregătire pentru iarnă. Da. Iarna... Acum nu mai există nimic, e totul... Da, pentru că poți să găsești lucrurile astea în magazin, poți să... Bun, noi continuăm ciclul ăsta pentru că să este marele... Ceea ce cred că pe mine m-a făcut să rămân cumva vital și la 70-71 de ani. Eu sunt mai înainte. mai decât tine cu 20 de ani. Și ție. Și uh, faptul că merg... Și în să duc mai departe că pentru că și tradiția. Pe de-o parte. Și acolo ne ocupăm de roșii, de gogoșari, de legume, de tot felul, de... Uh, și toată munca sa în aer liber, alergând, mergând dintr-o parte într-alta, căutând diverse lucruri. Asta ne menține totuși un anumit ritm de viață, corect și vital. Și în spuneam. state doctorii recomandă foarte mult grădinăritul, extrem de sănătos. Da, extrem. evident, evident. Dar, uh, sfârșit, lucrurile astea uh, sunt în o uh, tranziție spre uh, dispariție până la urmă. Pentru că în Cornu o localitate absolut minunată, un fel de comună europeană, așa cum am gândit-o eu acum 30 de ani când m-am mutat acolo și chiar uh, cred că arată absolut excepțional și este funcțională pe un nivel din ăsta foarte absolut european. Când am ajuns acolo... Erau vreo 200 de vaci pe care le vedeam seara venind de la islas Mergeau singure și își alegeau fiecare poarta pe care să intre, pentru că știau că trebuie să vină seara, exact. să fie mulți și așa mai departe. Acum nu știu dacă mai sunt 4-5 vaci în, în toată Comuna. Deci, sigur că gospodăriile, mm. <coughs> practic, dispar, gospodăriile individuale. Și, no și noi care, în comparație cu europenii, suntem încă tradiționali. Absolut. În partea da. cealaltă deja e. Sigur, au dispărut toate lucrurile astea, dar e vorba și de un anumit stil de, de, viață. de viață. Și, sigur, acolo, practic, eu am reușit să produc una, o palincă absolut remarcabilă. Îmi pare rău că nu ți-am adus aici. Nu mai consum de trei ani de zile. Mulțumesc, Dumnezeu. Că dacă, adică am băut destule cisterne pentru șapte-opt vieți, așa că m-am liniștit și sunt cu mine Eu beau cu măsură și uh, am încă v Ai resurse. făcut totul cu măsură. La mine da, a fost totul. Da. <laughs> și uh, uh, mă, bucur, uh, mă bucur să ofer prietenilor, pentru că am făcut niște sticle speciale pe care am scris cornul, pe care am pus inițialele mele Prumos. și le ofer, evident că nu mă apuc să comercializez, dar îmi face plăcere să, să pregătesc. E frumos, mai ales când e făcut de mâna ta, e, da, e sentimentul. Da, și iarna, după ce se ridică, se ridică uh, uh, podul, cum se spune da, da, da. în... Uh, în agricultură. Da, sau vinicură, nu, se, -se. Se, pun, se pun merele sau, sau prunele se pun în budane și ele fermentează și la un moment dat atunci când, așa cum se spune, se formează podul ăsta deasupra, atunci este momentul să, să treci să pregătești țuica și să o rafinezi a doua oară dacă Fa -și este și vin litanica. sau doar suica? Vin nu, pentru că zona de acolo nu este o zonă potrivită pentru, pentru vin. vin. E la 600 de metri, nu e puțin cam sus și nu, nu se fac. Am niște, am niște struguri din ăștia, așa, pentru vinul de acolo, din, din zonă, care este căpșunica da, da, celebră. Căpșunica. Da, da, da. Dar. E, nu nu rezistă vinul făcut din din suguri ăștia. Atunci mai curând pregătim așa pentru noi puțin pe primele luni. Ce cântăm la Victorie pentru asta A? cu șprițul? A? Ia, zi, ce cântăm ceva de băutură? Da. Haide. Să adaugă așa puțină muzică de fiecare dată să mai schimbăm da. starea. Știu că ești un mare fan al muzicii. Cât de important a fost muzica de-a lungul timpului în viața ta? Sau cât de important este și în momentul ăsta, actual? A fost importantă pentru că încă din perioada în care eram în liceu, mai ales pe urmă în facultate, eram. Pasionat de, de, de poezie, mergeam la niște cenacluri de poezie, la cenaclul elevilor din perioada aceea, iar apoi, în facultate, am organizat, nu știu dacă tu-ți aduci aminte, erai mai tânăr atunci, Festivalul Primăvara Baladei. Da, da, da. da. Pentru că era o încercare de a pune împreună poezia cu muzica. și muzica. Și atunci eram student la Facultatea de Drept, împreună cu câțiva prieteni, am organizat în aula facultății, în aula universității de fapt, niște concerte absolut extraordinare. Și festivalul a mai avut câteva câteva uh, ediții, încerc să-mi aduc aminte câteva dintre ele, câțiva dintre premianți, Doru Stănculescu a fost unul dintre premianți, uh, Vintilă a, wow. a fost uh, la fel, uh, cred că în primul an sau în al doilea an, erau, uh, au atunci cred că s-a uh, cumva am... Uh, creat un anumit curent, l-am chemat în juriu atunci pe Adrian Păunescu și cred că ideea lui cu cenacul Flachera a pornit. a pornit cumva de la acest experiment. Dar la tine de unde a venit pasiunea asta pentru muzică așa de mare? Tatăl meu cânta la vioară, cânta foarte frumos la vioară și ne cânta, era pasionat de romanțe și cânta. El a avut, o, a avut profesor de vioară pe Constantin Bobescu la liceul militar wow. de la Mănăsirea de da, da. și avea o ureche foarte bună, cânta foarte frumos și ne cânta adeseori sâmbata, duminica, își punea bă, notele, bă, așa le pregătea și cânta după, după ele. Și Mi mi-aduc aminte cu multă emoție. Bun. A încercat pe urmă să mă pregătească și pe mine și cred că deci am avut un profesor din familia din nu mai știu care dintre ei, okay. care a venit să fac lecții cu mine, dar până la urmă și-a luat lumea în cap și a, a, plecat. a plecat pentru că nu cumpărase tatăl meu o vioară trei sferturi. Eram deja pregătit pentru... Dar nu, cum să spun, am această pasiune pentru muzică, ascult cu mare bucurie, dar nu am Cât reușit. Cât de important a fost muzica în general pentru tine și momentele frumoase ale vieții și momentele mai dificile? A fost foarte importantă, pentru că muzica întotdeauna mi-a creat un anumit fundal pentru, pentru reflexie, Mă aduc aminte, eram la... Apropo, la Institutul de Cercetări Juridice, probabil colegii mei și aduc aminte, funcția mea cea mai înaltă a fost de lider de sindicat. Aveam acolo un grup de... Erau 30 de cercetători, unii dintre ei absolut fabuloși. Și organizam cursuri de, de jazz și audi, audiții de muzică de, de jazz. Și Întotdeauna am, am avut impresia că muzica îmi potențează, mă face să fiu mai mai atent la anumite lucruri, să cobor mai mult în mine atunci când caut răspunsuri. Și pe vremea aceea fumam pipă și mi-aduc aminte de ambianța pe care o aveam în micul birou în care stăteam și în care uh, puneam uh, muzică Clasică, jazz și de, de jazz sau Wagner, uh, muzica pe care de atunci aveam atunci. de altfel un prieten uh, nu mai trăiește acum din păcate, Nicu Turcu, un tip absolut senzațional. Și de la el m-am lipsit de muzica lui Wagner. lui Wagner, pentru că el avea absolut totul imprimat pe casete, erau casetele acelea vechi, nu știu ce. Le-am copiat și eu și am început să ascult și încetul cu încetul, m-am uitat pe librete, am început să înțeleg și. Da, planul, ideea... De unde a pornit, exact. de unde construia Wagner sau fiecare compozitor. Pentru că dacă nu înțelegi și lucrurile astea, muzica o asculti degeaba. Da, nu exact. îți dai seama de... Bun, și combinam toate lucrurile astea. Și ele împreună îmi dădeau o senzație de, 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 de trăire, oarecum ireală, cumva în afara problemelor... De libertate, cumva. O libertate pe care o depuneam, Probabil că era oarecum artificială, pentru că problemele legate de, știu eu, ce însemna ce însemnau banii, ce însemnau... Tot acolo erau. Tot alea erau. Și... Deci, de fapt, muzica, adică, într-un cuvânt pot să spui că e un fel de drog care te face să vezi lucrurile ireale, dar are puterea de a te duce într-o altă așa este stare. și, și îți, îți mărește sensibilitatea exact. pentru a căuta răspunsuri. Și eu aveam de făcut tot felul de studii în perioada aceea la Institutul de Cercetări Juridice și trebuia, aveam un plan. Erau nu știu câte pagini pe care trebuiau să le scriu, nu știu ce teme, într-un fel. Și pentru a pentru a inova, pentru a căuta, pentru a aduce elemente noi, aveam nevoie de o anumită stare, care era o stare care să permită creativitatea pe baza a ceea exact. ce era deja documentarea acum. Să poți să te concentrezi. Da. Și deci asta însemna muzica pentru mine, și după aceea, sigur, am continuat de-a lungul vremii, am avut diverse contacte cu oameni care erau din zona de, de muzică. Erau uh, unii dintre, dintre ei, uh, cum, a plecat de multe vreme din țară, jucam tenis cu el, uh, era capel maestru la Filarmonică uh, la și uh, un tip genial, e în Israel acum. Uh, tu, probabil, că ar trebui da, să. mai știu. Uh, nu vine acum. Da, nu vine în minte numele lui. Și uh, un tip cu o ureche absolută și fugea de la repetiții când avea nevoie. Putează, mergea la tenis, era, avea și alte pasiuni legate de, de fete și pe vremea era extrem de. Da. La majoritatea artiștilor. Da. Și vreau să asta m-am mirat, reușea să fie în continuare ca pe maestru fără să Decent. facă un efort deosebit, da, da. pentru că era extraordinar de, de talentat. Ai putea să spui, într-un fel, pentru cei care n-ascultă și să sunt mai tineri, că ai avut mulți prieteni, nu mă refer doar din partea juridică, sunt în ai tu dreptul, dar artiști, muzicieni sportivi, care poate au fost foarte talentați, dar din cauza unor vicii și, cum bine știm, băutura, fetele și astea, nu și-au... A ajuns, potențial, a ajuns la potențialul? În mod modele. categoric. Ai cunoscut mulți, nu? În mod categoric. Exact de despre care... care vorbeam, Adinauri, putea să, să fie genial, putea să adică ajungă... Ar putea să fie un solist gen Iașa Haifet da. sau exact da. Perlman. Dar, cum se s-a comblăgât într-un anumit tip de viață, n-a mai făcut efort dincolo de... Uh, și a preferat o viață care era mai comodă și probabil mai plăcută, față de ceea ce ar fi însemnat efortul de a continua întrecerea de la filarmonică, de la orchestra Simfonica, de la filarmonică, exact. la, la zona în care trebuia, ar fi putut să fie un, un mare solist. Sunt multe exemple de genul ăsta. Și... Tocmai de asta vorbeam înainte, când de? ai când venit, când am de. spus despre artistul când în momentul când vrei să intri în confort, cumva te uși la evenimente private, la orice altceva, ca să ai viața comodă, da. și nu mai ești la viața unde stai să studiezi opt ore cu naiul sau să fii pe scenă, Absolut. Să... sacrificiul ăsta care... Și la un moment dat pierzi ritmul... Și foarte după, aia aia se ziua, după aia nu poți să mai iei din urmă. S-a da. terminat. Da. Asta este, din, din păcate. Și, și poți să treci după aia cu un regret foarte mare. Adică... Asta se întâmplă, bănuiesc, cu foarte mulți sportivi... E și fotbaliștii, în mod categoric, la un moment dat sunt atrași de succesul de la un anumit moment și după aceea cumva se pierd pentru că nu, nu mai Doar reușează. pentru confortul vieții, da. pentru a E explicabil într-un fel, dar trebuie să alegi de fiecare dată în viață. Știu cine spunea la un moment dat că lucrul cel mai greu în viață este să alegi. Pentru că niciodată nu știi ce lași deoparte. Ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi luat o altă decizie? Or, lucrul ăsta ne însoțește tot timpul. Trebuie să facem alegeri, trebuie să exprimăm o opțiune sau alta, trebuie să mergem pe un drum sau altul. De deci, Ești credincios? Da. Nu bisericos, dar credincios. Credincios. Deci, lucrul ăsta m-a ajutat pentru că, într-un fel, am trecut prin tot felul de încercări, și am ajuns la concluzia că am avut un dar extraordinar în 2012, când practic am început o a doua viață. Și ea a pornit, probabil, dintr-un sens superior pe care mi-e foarte greu să-l judec. În fiecare dimineață citesc un, un capitol din, din Biblie. Mi-a dăruit uh, uh, patriarhul teoptist cu care eram în relații extraordinare și ne, ne vedeam o dată pe săptămână, luam masa acolo și vorbeam. Mi-a dăruit uh, un text de, de Biblie pe care îl îngrijise și uh, citesc în fiecare dimineață. Uh, de ce? Pentru că am în felul ăsta posibilitatea ca o clipă, un minut, zece minute, să ies din ceea ce înseamnă agenda zilnică și să mă gândesc că sunt lucruri importante pe care să le am în vedere. Acum, de exemplu, deci citesc... Un fel de, un fel de meditație. Exact. Acum citesc... Am ajuns la epistolele Sfântului Apostol Pavel și călătoriile lui într-un fel pentru a răspândi credința. Nu, nu e vorba doar despre religie. Este vorba până la urmă de o întreagă istorie. Înseamnă, până la urmă, încercarea de a înțelege un anumit fragment al, istorie, al umanității, exact. din viața umanității și uh, uh, lucrul ăsta te face să înțelegi mai bine prezentul. Dar uh, asta... Eu, la cursurile de drept internațional, uneori le, le recomand studenților mei pe anumite fragmente să citească anumite capitole din Biblie care uh, explică ce înseamnă pacea și războiul, ce înseamnă violența, ce înseamnă. Dragoste frică! Dragoste frică! Și uh, de curând am citit într-o carte, de curând, uh, acum câteva zile, a apărut o carte a lui... Uh, Roșca Stănescu. În cartea lui cred că am citit asta și cu uh, cred că da și uh, interviuri cu Dan Andronic. Iar acolo el uh, povestește despre Einstein care fiind întrebat la sfârșitul vieții dacă crede în uh, Dumnezeu, în forța divină, uh, apropo de teoria relativității și uh, a spus uh, da, cred, pentru mine forța divină înseamnă, de fapt, era scrisoarea pe care el i-a adresat-o fiului lui. Da. Pentru mine este, esențială este iubirea. Iubirea este, de fapt, forța divină, cea care ne ține, cea care... Mi se pare foarte important, pentru că până la urmă, noi ne raportăm la ceilalți printr-un intermediar. Încercăm să iubim, să înțelegem, să... dar sub o anumită lumină, sub uh, o anumită. Sau poți un... să cazi în partea cealaltă care e frica? Că asta două sunt cele Evident, două emoții de bază. Iubirea sau frică. Sigur, bun. Nu sunt foarte pasionat de Vechiul Testament care e plin de violență și uneori mă întreb. Uh, cum se explică, de fapt, toată violența din Vechiul Testament? Din, din, din Vechiul Testament. Dar Noul Testament aduce iubirea tocmai ca temei al credinței. De bază. În, în facultate, în universitate, știu că uh, ai fost unul dintre primii studenți, adică. Chiar primul, poți să, să, spui, cu modestie. Știu că, că, că am, ca șef de promoție. Știu că a mai fost un șef de promoție, fiecare își laudă pe lui. Un, un, un lider al nostru foarte important, Nicolae Gheorghe. Da, l-am cunoscut foarte bine. Adică, foarte m -a, m -a, m -a, bine. mai avem și țigan deștepți. Foarte bine l-am cunoscut. El era, în perioada în care eu eram la drept, el era la sociologie. sociologie. și în vremea aceea, eu aveam o prietenă care era colegă cu el, Marilena Romanul, care și eu mergeam să o aștept în biblioteca de la sociologie. Facultatea de Drept era la parter. Filozofia la, la etajul 1. Și ei erau acolo și i-am uh, cunoscut foarte bine pe el, l-am cunoscut foarte bine pe uh, soția lui de atunci. Uh, era... Nu mai știu, nu mai știu ce s-a întâmplat, dacă s-au separat. Ea era soră medicală, dacă nu mă înșel, asistentă medicală. În sfârșit, uh, încep să-mi aduc aminte. Un tip foarte, foarte fain. Foarte. Și l-am cunoscut și mai târziu. Mai târziu, exact, ca când, activist și ca... Uh, și... Uh, pentru că îl știam dinainte, am avut o relație foarte apropiată cu el. Un tip absolut fabulos, un tip uh, extraordinar. Da. Și. Uh, A făcut foarte multe pentru comunitatea romă. Știu. 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 Și uh, l-am ajutat și eu știu, știu, cât azi. am putut. Să, probabil da, că da da, tarat, da, da, da. Eu am încercat uh, să fac anumite lucruri, uh, pe unele le-am realizat. Știi bine că am creat o funcție de consilier pentru comunitatea romă la nivelul prefecturilor, la nivelul exact, Marilor exact. Primării. Pe urmă... Centrul Național de Cultură a Romilor. Exact. Și... Postul Vasile la Ministerul Culturii. Corect. O da, gămadă... da. O, foarte multe lucruri. De ce? Pentru că în opinia mea, dacă vrei să diminuezi e o anumită tentație de infracționalitate trebuie să oferi un anumit cadru de educație care Are. să ducă la uh, un alt tip de, de viață. Și, și cum spunea Nelson Mandela, educația e cea mai puternică cea mai puternică. Iar armă. eu uh, am mai încercat să fac un anumit lucru pe care l-am considerat important, dar n-am reușit. Uh, este vorba de uh, faptul că după 1989 practic uh, romii care lucrau cazilieri la CAP-uri, la IASE-uri da, da, da. și așa mai departe, n-au mai avut Nici surse pere. de venit. Exact. Și atunci eu am avut o propunere pe care am încercat să o pun în uh, mișcare, dar n-am reușit. Și anume, era perioada în care uh, țăranii vindeau terenuri. Și erau destul de multe terenuri și statul avea terenuri. Și ideea mea a fost de a oferi, de a concesiona o parte din aceste terenuri pentru comunitățile de romi care erau la periferia Deja, unor localități exact. și care, nemai având cum să-și hrănească, nu știu, copii, caii, familia, fami Nu, eu vorbesc de, în primul rând de, de animale. De animale. De Intrau, furau din. Și atunci am încercat să găsesc această soluție pentru, pentru a-i ajuta. Proiectul ăsta până la urmă n-a mai putut fi pus în aplică. Cu Mădălin voi, da, da l-am da, discutat da. și cu alții. Și era, cred, o idee bună. Da, în sfârșit. Nu. Uneori știi, nu găsești. Toate inițiativele astea pe care le-ai le avut pentru, pentru noi, pentru noi, și îți mulțumesc eu, persoană, nu mai sunt implicat, dar pentru noi da. toți, ți-au adus și multe adică ai avut mulți oameni împotriva ta. Alții t-au considerat că, da. că ești țigan, alții au, -au ducat, da. îți pare eu rău știu. că ai avut implicarea până la sau... Nu, eu cred a că... Fost a fost o alegere ta, adică... Absolut. Și a fost un lucru eu cred foarte deștept. Pentru că până la urmă încerci să previi ceea ce poate să devină o problemă. Păi, Măsurile tale, adică asăzi... sunt cele mai... Nu au mai existat alte măsuri înainte da. sau după da. care să fie atât de evidente. Și măsurile și... afirmative, tot la fel, cu da. copiii în școală. Cu... Corect, exact. Și uh, programul cornu și Laptele. Exact. Uh, N-am spus-o atunci, dar tu știi foarte bine că, de fapt, principalii destinatari erau copiii de rom. Exact. Pentru că părinții își trimiteau copiii la școală în ideea de a lua lapte și un corn, lapte exact. și, un corn și alți copii n-aveau nevoie și atunci profesorile dădeau la mai, mai mulți. mult, mai duceau și acasă. Cum s a dovedit mai multe studii, că mulți dintre ei nu se la școală că n-aveau pantofi, n-aveau cu ce exact. să calzi. Și atunci unele, iar opinia mea este că atunci când încep cu educație și ei, romii, intră pe un anumit făgaș, pe un anumit canal, cum se întâmpla și înainte de 89, pentru că în zona de elite politice erau destul de mulți romi. Care, care, exact, care nu recunoșteau. De ce exact. nu recunoșteau? Sau, sau recuno da, nu, nu era cazul atunci. Da. Dar intrau pe o anumită filieră, exact. ajungeau să facă studii, iar după aceea ei participau fără niciun fel de problemă, fără niciun fel de discriminare în zonele de decizie. Da, da, deci da. asta a fost întotdeauna ideea mea că... Și în armată în... am avut mulți generali, adică, o comodă de oameni. Da. Da. Deci asta este asta este drumul. Pe ăsta trebuie să mergem. Da, din păcate acest Eu... proiect nu, nu a mai continuat. Eu cred că încă... Cred cu tărie. Înainte să mergem la următorul subiect. În ultimii ani, mai ales că am studiat foarte multe lucruri despre traumatologie și Gabor Mate care vorbește despre uh, uh, trauma transgenerațională, cred că, cred că știți despre ce ne vorbesc, cred că nu este vorba doar de o problemă socială la romi, cred că, sau economică doar asta, uh, și nici doar despre educație, cred că este vorba și de o problemă emoțională. Pentru că există foarte multe traume care duc mai departe niște un, un, un fel de comportament. Și acolo cred că până acum nimeni nu s-a gândit, nimeni nu a abordat la autora asta. Nici eu când eram implicat nu m-am gândit la asta. A, a, trebuit să, a durat mu mai mulți ani ca să-mi dau seama că, de fapt, sunt niște probleme emo emoționale care trebuie să rezolvați. E posibil. Eu am fost invitat la un moment dat de soția lui Florin Rotaru uh -huh. la Stockholm, Stoc unde este o catedră de istoria romilor. de Bun, am mers acolo să vorbesc despre alte subiecte, dar secțiunea asta există acolo și mi s-a părut foarte ciudat Că în zona scandinavă există o astfel de catedră care se ocupă de astfel de, de probleme. Sigur, că ei urmăreau mecanismele de discriminare, de exact. uh, integrare și așa mai departe. Acum, nu știu dacă explicația, dacă care te-ai gândit tu, legată de traume, de chestiuni ancestrale, de formule care țin până la urmă de. nu neapărat de complexe, dar de, mai curând de frustrări, de. Exact. Probabil. Dacă asta ar putea să explice anumite lucruri. Mie mi-e teamă însă de alte lucruri care sunt mai periculoase în momentul de față. Eliminarea vizelor a făcut ca ceea ce era o infra infracționalitate minoră devină... să devină o chestiune care se ducă spre infracționalitate organizată prin faptul că ei s-au alăturat albanezilor sau altora exact. pe un anumit tip de, de, de infracționalitate în bandă. Iar reîntoarcerea... La lor care normal niciodată nu s-ar fi... Nu, la noi n-a existat nu, nu, așa ceva. Exact. Or, ăsta este un, un lucru pe la care nu ne-am gândit suficient de mult și care, pe care trebuie să-l luăm în calcul până la urmă. Pentru că el ține și de. Bun, eu eram la Paris și mi-aduc aminte, vine cineva din spatele meu, dă drumul în fața mea la un inel și îmi spune, a, iată, v-a căzut un un inel de aur din lui probabil că știi povestea. Îmi spun, bun, dar nu e al meu. N-are importanță, e aici la dumneavoastră, luați-l, dar dați-mi și mie 10 franci sau nu știu cum era atunci. Zic, mă, nu face poveștile astea cu mine, a, că eu sunt de, din România. Sunt Deci, deci, deci le-am trăit, știu ce înseamnă șmecherile astea. Dar unele dintre lucrurile care au fost cultivate inclusiv în Occident, pentru că unii dintre ei au fost lăsați să cercească, au exact. fost lăsați să... Ei dezvoltau o anumită imagine despre România, care era pe urmă exploatată într-un mecanism de alții. propagandă exact. de alții. Și noi n-am știut să găsim antidot pentru, pentru așa ceva. Cât crezi că este de important pentru copiii din ziua de astăzi? să înțeleagă, nu doar din punct de vedere istoric, dar să înțeleagă faptul că nu tot ce zboară să mănâncă, în primul rând, și doi, nu tot ce e pe Instagram sau pe Facebook e adevărat, adică nu e, asta, nu e realitatea tuturor, adică nu toată lumea zâmbește, e îmbrăcat, are ceasuri și e în vacanță în Maldives, și că de importantă este munca în general, adică să studiezi, să muncești, să, adică să, să faci niște lucruri, pentru că avem o generație care este extrem de superficială. Din păcate, nu... Nu, 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 generalizez, dar în general. Adică... Nu văd deocamdată soluții. Eu, ca să ajung la un anumit nivel de pregătire, am stat în biblioteci până în 89. Așa, au fost, așa erau condițiile. Acum cineva care termină facultatea de drept se gândește să meargă ori direct secretar de stat la, nu știu, Ministerul de Externe sau... Deci nu mai există de ciclicitatea, sau mai bine zis, gradualitatea unei, unei promovări, unor mecanisme din acestea Ar ierarhice. Arde Da. Și asta e, e bine dintr-un anumit punct de vedere e și rău. Pe de altă parte, sursa de sau veniturile nu mai vin neapărat din salariu vin din o mulțime de aranjamente, formule chirii pe care la un moment dat le iei, formule de diferite tipuri. Munca nu mai este neapărat soluția pentru, pentru bunăstare. Și oamenii au văzut lucrul ăsta, tinerii au văzut lucrul ăsta și încearcă diverse variante. Rămân, rămâne cumva un miraj al pregătirii la facultății în afară. Să le fie ușor. Apoi, pentru. Dar nu-și dau seama că, rămânând după aceea în străinătate, doar o mică parte dintre ei vor avea uh, cariere spectaculoase. Unii nu vor reuși să, uh, să se adapteze. Nu știu, uh, eu construisem uh, la guvern. Pornind de la aceste lucruri și pornind de la filozofia de la 1848, când, practic, conducătorii României de atunci au hotărât, și în plan personal, dar și organizat, să, trimis, să trimită la burse tinerii meritoși din țară. Exact. Cu condiția că ei să se întoarcă și să adauge ceva la uh, cultură, la leadership cum spunem acum, la. Bun. Eu am creat, pornind de aici, un grup de headhunting, deci, și am și dat niște burse ale Guvernului României, care nu se mai dau acum, cu condiția ca cei care să se întoarcă și să vină. Iar și pe urmă am creat ceea ce numeam atunci euroconsilieri. Pe ideea că urmează să intrăm în Uniunea Europeană și în perioada... 2004-2007, trebuia să pregătim oamenii care să ne ajute să, uh, după să a digerăm a banii din proiectele europene și să le, să le formulăm, să le scriem. E, și am creat, deci, euroconsilierii uh, care, care trebuiau să vină din străinătate, de la diverse burse. Aveam acest, această unitate de headhunting cu aproximativ 10.000 de tineri cu care păstram legătura, eu, cel care conducea, de fapt, toată povestea asta, și știam ce fac și știam unde să le oferim joburi. La nivel, nu numai în București, dar și în prefecturi, în primăriile de unde erau ei și unde erau părinții. Deci era o poveste foarte centralizată. Îmi pare rău, unii iubesc formulele extra supra liberale, liberal. în care fiecare face ce, ce, ce poate, ce vrea, da, unde da, da. poate, când vrea. Eu sunt adept al rolului statului ca exponent al comunității. Și care trebuie să rezolve probleme, trebuie să promoveze... Nivel local, regional, exact. Exact. Da. E, și în felul ăsta practic foloseam ceea ce însemna experiența Occidentului în România. În, în România. Da. Dar acum apare acest Discapanța euroscepticism. Asta. Beatul meu, Mihnea, pe care l-ai cunoscut, tocmai și-a terminat lucrarea de doctorat pe tema euroscepticismului în Europa și urmărea felul în care românii s-au raportat la Occident în diferite etape. În secolul XIX, pe urmă, poveștile din perioada interbelică, felul în care erau știu eu, unii tradiționaliști, conservatori, alții care vorbeau despre sincretism și ideea de a ne concerta rapid cu Occidentul. Temele astea au existat întotdeauna. Și acum sunt, vedem foarte bine suveranismul pe de-o parte, globalismul pe de-altă parte, vedem în guvern diverse aripi Fra care... Fracturarea asta. Da, da fracturar. Dar... Cred că noi trebuie să avem capacitatea de a lua din Occident ceea ce ne este util. Dar noi am pierdut și capitalul și am pierdut și capital financiar și industrial, am pierdut și capital intelectual foarte mult. Din precarea, în plecarea în străinătate unora care au rămas acolo, fără să își găsească satisfacție. Ca... Exact, da, corect. Că, practic, au mers până la urmă pe, pe joburi nesemnificative exact. și trăiesc acolo în o viață, în, da, o, în viață exact. chinuită. Exact. Uh, am o întrebare pe care o pun doar unor invitați de-ai mei. Crezi în viața de după? Există așa ceva? Nu știu. Nu, nu sunt foarte... E o întrebare la care ar fi să stupit să răspund cu da sau nu. Uneori sper să existe, dar cu cât privesc mai mult evoluțiile din, din știință, ce se întâmplă în spațiul ăsta absolut imens, mă întreb cum ar trebui să fie organizată uh, o astfel de lume sau cum ar fi lumile astea. Și de aceea uh, eu sunt uh, mai curând adeptul teoriilor sceptice. Atunci când nu pot să dau uh, răspuns. un răspuns, uh, suspend judecata. Așa încât de asta nu pot să. Nu, nu, Mi-ar fi ușor să-ți spun, da, bun, și uh, practic niciunul dintre noi n-a avut uh, o astfel de, de experiență. E sigur, la Gelava m-am gândit destul de mult la, la lucrurile astea, mai ales că trecusem printr-o perioadă în care părea că sunt foarte aproape de, de o astfel de, de lume. Dar e, e, încerc să trăiesc cât mai bine pe cea pe care o am acum. Ai dependențe? Ai avut dependențe? De mâncare, de dulciuri, de orice fel. Nu, neapărat. Cred că într-un fel. E, mai curând de muncă. Sunt... Uh, Orcoholic. Da. Deci uh, cei cu care am lucrat la guvern uh, mă înjurau... ore uh, da știu că erai... Da. Întregi. da. Stăteam de dimineață până noapte și cei care treceau pe acolo prin fața Palatului uh, Victoria se uitau să vadă dacă s-au stins luminile seara ca să poată pleca acasă. Pentru că ei știau că la 10, la 11 seara puteam să-i să chem. Uh, dar... Uh, deci... Îmi place să crezi proiecte specialiștii, și să Specialiștii spun că și asta, că și eu am fost niște specialiști niște terapeuți, că și asta este tot un drama-response. Da. Adică da. workaholismul e, e foarte... la fel exact cum e alcoolismul sau jocul de, sunt de noroc. Absolut, sunt exact. absolut de acord. Este Nici ceva din copilărie care ți-ai propus ca să arăți sau să... tot. Probabil. Probabil că uh, într-un fel, pentru a ieși dintr-un uh, dintr anumit mediu uh, sau pentru a răspunde la o anumită exact. competiție pentru. Și, într-adevăr, am fost și în liceu și în facultate, am fost primul, am fost. Deci chiar mi-a plăcut de aici unii. Consideră că sunt arogant, dar știu ce valoare am. Ai, ai ego? Nu, ideea, o ipocrizia, o falsa modestie, n-am avut-o niciodată. Ai ego mare? Orgoliu mare? Cred cred că în engleză, da. ego și orgolie, da. traducerea e. Corect. Prea. Da, cred că da. Cum îl, domnule, și cum îl controlezi? Greu. <laughs> dar. Uh... Deci de asta nu accept să fiu uh, umilit, nu accept uh, situații uh, care să, să mă deranjeze sub acest aspect. Dar uh, e adevărat că în ultimii ani am devenit ceva mai, uh, mai calm și privesc uh, mai uh, relaxat uh, unele dintre lucrurile care, uh, care se întâmplă. Păi, totuia asta, totuia asta da, vreau să sublinez asta. Mai ales la tine, un om atât de educat, eu vă, văd că la mine de multe ori cu vârsta început ușor, ușor să-mi să îndomulez, adică, un fel de humbleness, o da. zmerenie, da. a ego-ului care înainte imediat săream cu ea, dăgând, luam morții, îmi înjuram, nu știu ce, și acum văd că cineva, mă uit puțin din partea cealaltă a lui, empatic, Păi să puțin, că poate și este așa, și atunci nu mai sări mai la gâtul lui. Cumva. E adevărat, dar uneori uh, uh, se întâmplă inversul acestor lucruri la mine, scriu destul de mult, scriu aproape în fiecare dar, zi dar, pe blog, ce scriu pe blog apare și pe Facebook, apare în ziare, pe, în diferite agenții de știri. Și uh, uneori văd uh, cum cresc precum buruienile generațiile de idioți. Deci uh, a trebuit de-a lungul anilor și în anii 90, pe urmă în anii, la începutul anilor 2000, răspundeam. Unii spuneau că sunt homosexual. Mă enervam. Bun. Le spuneam... Că bă ești țigan, Asta. Dar cei care îmi spuneau așa, le spuneam, bă, băieți, sunt pregătiți să dau examen cu nevestele voastre. Aduceți-le. Deci, la, în momentul Asta la a în care... Asta că ești țigan, că ai făcut abună, dacă Da, și pe urmă le-am spus, bă... Uh, am publicat fotografiile cu maică mea, cu ochi albaștri, cu Bucovina, cu Nemțoaica, austriacă, cu nu știu mai ce. Deci am încercat într-un fel să răspund. Da, cel mai tare cel mai tare m sau nu, răspunsul cel mai dur a fost cu Banciu, care la B1 tot mă ataca timp de câțiva ani. și atunci, am făcut un răspuns pe care mi-ar fi greu să-l repet acum, pentru că nu există cNA pe zona asta, dar da, oricum, chiar n-ar fi potrivit. Și l-am trimis, l-am trimis bun. Spunea că, de fapt, n-a fost o încercare de sinucidere, spunea că nu știu mai ce, în sfârșit, tot felul de mizerii. Și în termeni foarte urâți. Și se o ataca pe soția mea, ceea ce m-a enervat și mai tare. Și atunci i-am trimis o scrisoare, de fapt, lui Ioan la, la B1, și am spus că fac acțiune în instanță dacă nu citește răspunsul. Și l-a citit. Pe urmă mai m-a atacat de câteva ori și regulat regulatul Oancea, scrisoarea asta, și îi spuneam, am o rugăminte, dă medicamentul lui Banciu, citește scrisoarea. Și o mai puneam și eu pe blog. Bun, între timp, din fericire, a plecat de la, de la B1, se ocupă de sport. Dar vreau să spun că Că uneori ai neșansa da, da. de a intra într-o relație de adversitate cu niște tip de un anumit de un anumit nivel. Pe urmă, văd mai nou băieți din zona asta, rezist, care au câteva teme cu mine, că am vândut pădurile, că am vândut aro, cam. Asta, vândut asta și mă văd că de data asta m-a dus aici să vorbim și despre lucruri diferite da. în general. Asta o văd la să spun, tu știi cariera mea ce am făcut în America, nu mai contează gramiuri, artiști, nu știu ce, așa. și la un moment dat îl mănâncă pe câte unul în fund și la, la podcast sau și la piese, da, da. de-aia uite bă și țiganul ăsta nenorocit să-i fac, să-i nu știu ce. Și mă uit așa, când vezi acolo 500 de comentarii, toate, bravo Damian, ești, mândru, nostru, mândru nostru, și vezi, uite, și țiganul ăsta nenorocit și cioara asta. Și mă uit, deci mai, mai, mai stă și 20 de minute să mesajul. Și, Agramat, adică greșit, și mă uit la și zic, normal, vechiul Damian, și iartă -mă că, că mă, mă exprim așa, el ar fi luat morții. Și mă uit așa foarte frumos și zic, băi, știi ce? Lasă-l, o să vezi ce o să-i spună ceilalți. Da, da, și mă uit după câteva zile și încep ceilalți da, da, da. să-l ia și da, da. cumva îl extermină ceilalți de, 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 de la comentarii. Așa este. Bun, depinde. Și eu am uh, uh, as, uneori uh, reacții din astea așa, deci, generoase, de generozitate, dar nu întotdeauna. De multe ori le șterg comentariile astea sau. Dacă sau, ai poți să faci și asta. Ai da, și atunci da. cumva. Sau pur și simplu răspund. Unul mă, mă întreabă, domne, ai poveste asta sau nunta băiatului tău a plătit-o mătușa Tamara, de exemplu. Și răspunsul meu este, Bă, nu, dar dacă vrei detalii, mi-a transmis că te așteaptă. Da. Asta a fost în Colentina. Da. Asta a fost în De Deci, cum să spun, am și răutăți de genul ăsta. M-ai întrebat cum e cu vârsta. Bă, totuși nu m-am transformat complet. Mai aștept. În următorii 20 de ani, poate. Nu, eu am întrebat pentru că eu am făcut exerciții foarte mari uh, ca să domolesc. Mă ales că eram foarte agresiv de obicei și uh, eram cu ea de gât. Adică da. eram pe toți. Și încerc să mă... Asta e foarte bine. Da, da. Dar nu total. Că nici asta nu face bine. Dacă după aia ești preș, nu Da, Nu, nu și ai nevoie de adrenalină până la urmă. De asta trăim totuși intens. Nu suntem moluște. Nu, nu și suntem... cum spun toți, acum 20 de de, de ani, cum spune și Harari și toți, bărbații, de fapt, mergeam la vânătoare și eram acolo cu tigrul cu, cu dinți. Trebuie, trebuie corect, să ai puțină... Corect. Deci asta se întâmplă. Apropo. Dacă ar fi să alegi acum, azi, la 71 de ani, și știu că de mult ai citit și ai studiat, între abordarea scriitorilor din trecut, care, bineînțeles, nu vreau să-i număr pe toți și știu ce, adică îmi imaginez ce ai citit și știu, și abordarea nouă a gen Malcolm, Malcolm McDowell, Gladwell, Harari, Jordan Peterson și toți cei noi. Care vezi diferențele? Este același lucru tradus altfel sau cum o vezi? Am citit foarte mult de-a lungul anilor și uh, lucrurile astea toate s-au topit și mi-au creat, uh, creat propria mea abordare. În drept internațional, de exemplu, merg pe o teorie care este teoria axiologică, pe ideea că valorile sunt cele care uh, sunt protejate în anumite momente, în anumite circunstanțe și în jurul lor se creează normele. Și uh, dreptul internațional până la urmă uh, este o modalitate prin care sunt promovate, sunt protejate anumite valori considerate importante inclusiv în relațiile dintre comunități, dintre națiuni. Așa încât, uh, în momentul de față, uh, eu încerc să extrag, apropo, am citit uh, uh, și în lucrarea lui Michnea care practic a trebuit să înțeleagă unele dintre uh, aceste lecturi și mi-am dat seama că sunt uh, destul de multe lucruri pe care eu nu că nu le accept, dar uh, nu le mai consider atât de importante. Uh, mișcarea intelectuală și exercițiul intelectual dacă nu este până la urmă legat și de viață și de ceea ce trăim cu adevărat. E doar nu doar teorie. Da. Să rămână. Ce frumos ai spus. Și asta este, de fapt, ceea ce cred eu că lipsește. Eu. Tocmai de-aia am vrut să întreb asta. Adică, dacă hararim ziua de astăzi, nu sunt spun, Doamne e genial, dar e ridicat așa de mult în slăf ca și cum n-ai mai existat până acum așa ceva. Deci, teorii putem să construim foarte multe și, sigur, în funcție de premize, putem după aceea să. pe anumite fundații poți să construiești diverse construcții. Dar ceea ce este foarte important este să te gândești și la o anumită finalitate, mai ales atunci când vorbești, când ești un lider politic. Iar pentru mine ăsta a fost lucrul cel mai important și dacă ar trebui să scriu un lucru despre mine, ceva care ar fi, este principala mea calitate, deși sigur că am foarte multe, principala calitate ar fi aceea că știu să inițiez și să coordonez proiecte. Și asta am făcut de-a lungul vieții. Și la Institutul de Cercetări Juridice, cărți pe care le gândeam împreună cu colegii mei, lansam anumite idei, vorbam anumite proiecte. Și mai târziu, la Ministerul de Externe, după aceea, la Parlament, Palatul Parlamentului a fost e, făcut normal. 70% de Ceaușescu, 30% da? în mare măsură de mine, pentru că trebuia să ne mutăm, eram președintele Camerei în perioada 92-96, trebuia să ne mutăm de la Palatul Patriarhiei și pentru că acolo efectiv nu, nu era, loc. era loc suficient și am fost dirigintă de șantier timp de patru ani. Și am realizat o construcție... un lider și un, bun manager când Absolut. Deci eu asta cred despre mine și asta, știu că este valoarea mea. Am creat Și atunci, prin cărți și la o carte te aștepți nu să-ți dea doar teoria, să fie ceva și Absolut. pus în practică. Am pus, de exemplu, am scris o carte în 2007, România Europeană. Pentru că eu am considerat că am realizat o Constituție înainte de, deci de preaderare, în 2003, și că trebuie să construim, la momentul aderării, deci în 2007, o, o altă construcție de uh, instituții, dar și de proiecte. Și dădeam un exemplu. Știi probabil că uh, uh, țăranii nu au un sistem de, de pensii. Deci, uh, ei au, practic, niște ajutoare sociale fixe. E, am propus să facem un sistem mutual, o pensie mutuală, cum este în Franța, că nu trebuie da. să neapărat New, să. Pension, da. Și, practic, pe 10 ani, putem să construim acest sistem mutual în care agricultorul pune o treime, statul două treime, se construiește un fond și, pe urmă, un sistem de pensii și nu mai dai, practic, aceste, aceste ajutoare sociale. Deci, eu asta cred că trebuie să înveți la, la Jilava. Am citit textul de mult, rugam pe Andrei să-mi aducă tot felul de documente, cărți și așa mai departe, cum au gândit reforme și schimbări Lider. uh, lideri politici în alte țări. Și uh, au fost foarte multe da, da, da. proiecte în Franța, în Marea Britanie, proiecte de, de schimbare, proiecte de, de modificare. Dacă la, la ai citit, am o întrebare pentru publicul nostru. Năstas ar alege Nabucov sau Dostoevski, de afară? Nu știu. Nu, nu, nu cred din afară. Deci, practic... Și de, ok, am zis România. Ai alege Mateu Caragiale sau Eminescu? Eminescu. Mateu Caragiale e interesant așa atunci Mateiu? Când... Mateu, da, da. Mateu Caragiale e interesant dacă vrem să ne autoflagelăm. Ne place să intrăm în lumea aceea sordidă uneori și să spunem, iată, așa am fost de mult, suntem în continuare. Nu, Eminescu are, dincolo de critică, are o zonă de, 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 de politică absolut extraordinară, suveranistă, am spune astăzi, și un mod de, de, de protecție a... Ceea ce înseamnă identitatea națională. Dincolo de poezie, care este fabuloasă. Deci, în mod categoric, Minescu. Muzică clasică, știu că ești, ești cu Wagner. Da. Uh, Wagner sau Bach? Bach e, bă, e superb, de liniștit. Așa, când ești, e, ai probleme, când nu știu ce și ai nevoie de un medicament muzical, Bach este senzațional. Dar mie îmi place muzica eroică și este cea care. Pe mine mă motivează, mă face să fiu mai uh, atent, uh, uh, să, să încerc să fiu mai, uh, mai puternic, mai bun, mai uh, acut în. Din în, în punct de vedere zice. al uh, muzicii clasice, muzica rock, pe cine alege. Bun. Uh, probabil că nu știi, dar uh, la un moment dat, uh, când eram încă elev, și eram pasionat de Beatles, am încercat... Știam asta, am Da, am încercat să fac o formație, am și cantat. Beatles sau Rolling Stones? Ce alege? Uh, Beatles. Uh, Rolling Stones sunt puțin mai agitați pentru mine. Beatles, mulți mai muzicali și mai... Uh, Michael interesant. Jackson sau Prince? Uh, Prince. Uh, Prince. Uh, Prince. Michael Jackson e interesant atunci când îl vezi. De altfel l-am și întâlnit și într-un fel când a făcut au fost concerte la București, l-am întâlnit. Dan Grigore sau Valentin Georgiu? Uh, greu. Greu. Aici, uh. da. Deci, uh, probabil că Dinu Lipati, probabil. Uh, <laughs> Emma. Da. Uh, da. Ștefan eu sau Ion Voicu? Uh, Lăsăm prietenia sau că e un meu, doar... doar... Bun, Ruhai era mai, mai rafinat. Voicu e era mai autentic, după părerea mea. Fărămiță Lambru sau Romica Puceanu? Romica Puceanu îmi place foarte mult. Ioan Doronescu sau Maria Ciobanu? Maria Ciobanu. Gheorghe Dinică da. sau George Constantin? Amândoi. Care a fost mai se... mare actor al nostru, Adrian? Foarte greu să spui. A fost o generație Să sau trei, pentru Spun eu. imediat. Când eram la facultatea de drept, mă băteam să stau și stăteam la coadă să iau bilete la Teatru Bulandră. Și mi-aduc aminte de nepotul lui Ramon, de exemplu, o piesă senzațională care juca acolo, mi-ai spus de, de dinică. Deci, sunt o mulțime de extraordinar de mulți cei care au marcat perioada deci Iordache, un actor senzațional, Albulescu, un actor senzațional, George Constantin, fără îndoială. Deci, Titan, Titan. Titan, deci... O întreagă generație care, din păcate, s-a dus acum, poate că nici nu mai urmărim cu atâta atenție exact. teatrul ca să vedem performanțe. Pe de altă parte, teatrul încearcă să vină Te la. Revitalizeze nivelul... cumva. Și vine, să vină la nivelul spectacolelor de televiziune, al telenovelelor, al spectacolelor de pe Broadway, în formule mai comerciale. Și de, de, de doamnelor, Olga Tudorache, care a fost extraordinară, Extraordinar, da. Ex fără îndeală. Și, uh, nu, au fost... Deci... Sportivi, iarăși, foarte mari. Aici nici da. mai începem. Și Dumnezeu să-l pe Ivan Vățachin? Da, da. Fără îndeală, fără îndeală. Eu m-am cunoscut, am... Uh, pe mulți dintre ei uh, i-am ajutat, pentru că era o vreme în care... Știu, sportivii nu aveau niciun fel de... Da, da. Și ceea ce privește anumite alocații și așa mai departe. Pentru unii dintre ei am reușit să-i să impun povestea asta. Deci trebuie să avem grijă, pentru că, practic, noi trăim într-o lume în care valorile noastre pot să însemne, de fapt, propagandă pentru noi. Asta s-a întâmplat cu Hagi, s-a întâmplat cu Eliana, Stase, s-a întâmplat... Dar e nevoie de noi generații. Hale, sigur că a avut un rol important, o lungă perioadă de timp. Vine acum, ar trebui să vină, dar nu știu dacă tu îți aduci aminte, probabil că ai știut, dar ai uitat, eu am construit peste 400 de săl de sport da, 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 în știu, 2004. Știu, știu. Și am câștigat un pariu cu Siria care spunea că nu pot să le fac într-un an de zile. Problema e că acum să zicem că avem săl de sport, dar nu mai avem motivația anilor 70-80. Ai problema. Și nu numai la sport. Da, și da. la muzică. Da. Pentru că la muzică cumva biletul nostru, tu știi bine, era să fugim din țară. Da, și studiam de da. spume, că 14-15 ore pe zi, da. ca să fugim din țară. Ăla da. era, adică era... Sau și dacă, era dacă nu deși. să fugim din țară, măcar aveai un turneu și veneai înapoi și da. erai bine. Adică, da. Da. era, ăla era motivația noastră. Cumva... Era motiv... Și la sportiv și la muzician. Și la muzician, exact. Da. Și cumva asta a, a, murit în ziua de astăzi. Nu există. Am da. pus o întrebare acum câteva săptămâni un copil și m a primit pe Messenger. Domnul Damian, dar cum așa ajuns la Berkeley? A, ah, pe simplu, a plătit acum 250.000 de dolari, m-am urcat într-un avion, m-am luat viză și am ajuns la Berkeley nu, dar cum așa Și pe tu ai citit, am trecut munții, am trecut, am ajuns în Grecia, de am cerșit. Ai fost în Iugoslavia, pe exact, ai fost în și Grecia, cât a durat, nu? după an de zile și pe Bărchi, și n-am avut bursă și mi-a dat americani și mi-a găsit sponsor ca să-mi dea viză, să a fi David of Support, adică a fost un chin întreg și 10 de tău de zile. de acolo? George, George Gazun, cel mai mare profesor de, de, de saxofon. Asta aveam să spun. Exact. Că ei nu erau pregătiți pentru pe, așa ceva. Că aveau exact. pe cineva. Deci, practic, tu ai ai forțat până la urmă Ca să creezi... Ca da? Dar ideea este că nu e totul așa ușor, Că vreau să mă duc la Berkeley. Da. Și nu cred că... Și dacă ar fi fost... Aici e foarte important. Vreau să subliniez asta, mai ales cu un om și cu cultura pe care o ai. Și dacă plătea cineva 25.000 de euro pentru mine pe an, acum nu mai acum e mai mult, acum e, nu știu, era atunci a 25.000, eu am avut bursă integrală. Nu cred că aș fi putut să învăț ce am învățat, dacă aveam confortul ăla al, al banilor, al, al da. părinților. Nu știu dacă mă înțelegi. Așa este, se spune de altfel. Mi-era frică să nu iau de da. la ei cu ABCD. Nu, -aveam, nu aveam voie să iau mai puțin de B. Ca să nu pierzi să pierd bursa. bursa. Știu. Și tremuram în fiecare zi să iau, da, am terminat cu magna cum laude. Nu am terminat cu magna cum laude pentru că sunt eu bun. Asta e pentru că când o spun, jur. De frică să nu pierd bursa, am terminat cu magna cum laude. Deci vorbeam de tatăl meu și cu bursa general Marcu. Bursa se dădea celui care termina primul în anul respectiv. Și timp de 8 ani, tatăl meu, fiind primul în clasă, a luat această bursă. Dar fără bursă, nu ar fi reușit să continue la mănăstirea Dalului, pentru că era o sumă foarte importantă pe care părinții lui nu puteau să o Sunt plătească atunci. Vă mulțumesc mult și, în final, am ceva pentru tine. De obicei nu da. mai fac asta, dar am să scând ceva da. la noi. Da, bravo. Hai, băi, -mi și mie. Ia să vedem. 빗빗빗빗빗 Mulțumesc și eu foarte mult. Poți pentru mi tot ce v-a și Domnul ajută să fie sănătos și, și să strungiți să bine lume. Toate cu